Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe serverul House România și astăzi vreau să vă spun ceva. Am văzut toate comentariile voastre în care a spus: băi, vezi că era lupul la Peco acolo, lupul era în spatele tău, lupul e boschetarul, nu știu ce. Și astăzi vom merge la Peco din Los House, din Paleto, pardon. Ia uite-l pe ăla, mă. Pe ăla îl pun în genunchi, băi, stați așa. Nu mai văzut. Cu tine ce e aici, mă, că te-am bătut ieri sau cum te-am bătut? Ce e cu tine aici? Nu mai știu, nu mai țin nimic aminte de ieri. Ce dragul să-mi plăte. Te-am dat la ceașcă, bă, ce ai păci mic. Mă iertați că am un pic de treabă, vreau frumos. Domn bebe! Mă întorc și îmi spui atunci. Ok, bun. Hai că mă întorc dacă e... Băi, deci, nu mai știu cu ce mă lasă, că dăduse la peste mine, am crezut că e din altă mafie, dar era de al meu, până aia de la mine din mafie. Era ăla cu... Bă, nu mai am benzina în asta, frate, trebuie să schimb mașina, băga, mi-a și picior. Bă, o iau și trebuie să o împing până jos, băieți, că n-am ce să fac. Fiți atenți aici. Dacă apăsați butonașul de like, ajungem imediat la asta. Haideți, toată lumea să apese butonul de like ca să ajung și eu cu mașina la Peco, băieți, haideți! Bă, like, mă, că să ajung o dată, mă. Păi să țin tot episodul când împing mașina până la Peco, păi am 5 km de mers. Bă, dacă apeși tu butonul de like în momentul ăsta, suntem direct la Peco. Ia încerc, încearcă să vezi. Ce ți-am zis, bosulică, tata? Aolo, hai că nu vă țin până fac plinul, că și asta durează 100 de ani. Gata, băieți, hai că s-a umplut. Deci, am primit foarte multe mesaje în episodul trecut, că sunt lupul era la Peco, că el e boschetarul de acolo. Bă, mi se pare vocea că am schimbat gen dacă era lup. Hai că mai am un pic și mă duc în stradă. Uitate! Așa că... Ne ducem până la Peco acolo, să vedem care-i treaba, dacă chiar e... Omul meu, dacă chiar există o mânuță acolo de lupu sau pur și simplu a fost ăsta. Nu știu, s-ar putea, poate nu postez episodul ăsta dacă nu-i lupu, dar vedem. Vedem ce se întâmplă acolo. Oricum, am văzut multe informații, deja mă sună copii, eu sunt lupu, eu sunt din alea. Am intrat azi pe Five-M puțin, mamă, m-au zăpăcit copiii, frate. Mă sună, care mai de care, de pânză murdă, pe unde am sunat. Ce ai făcut, domnul? Aolo, domnul, mamă, ce-i asta? Aolo, a spus frână, m-am bușit. Ce ai făcut, domnule, că mă și grăbesc? Taxi! Taxi! Bună ziua, spuneți! Calco, că... Calco! Aha, de unde am fost? Doamne, ajută! Hai, că îți faci și dor mai mulți bani. Adevărat! Că plătește domnul din spate, că am văzut că e bogătat. Ce faceți, domnul? Ei, patron, da, este. Trăiască patronul! Unde mergeți, domnul? Acolo merg și eu. Acolo merg și eu, domnul. Am un taximetrist, dar am bătundeți de același frizer? Adevărat. Nu-i de-i da. Cât costă, domnul? Wow! Bă, care? Wow! Bă, noi ca noi suntem bine că aveam centură, dar uite la proștii ca să pe jos. Au piciorul! Bă, ce prost sunteți că nu purtați, bă, centură, bă! De ce mergeți pe contrasens? Eu ți-ai dracu să fiți de bombalăi! De ce mergeți, bă, pe contrasens, bă, de ce, bă? Hai că le sun la salvare, domnul, pentru domnul, sun la salvare. Tu le mă încurc, după ce ajută doctorul, îi mai bat odată. Aia, doctor, băga mi-a toți murdul să-mi bag și... Bă, vă sun și... Acum... Bă, nu mai țipa așa. Vezi, nu gândi mie că mai țipa, că te aștept aici la apel și te rup pe genunchi.
Să vin acum, nu mai spargi și aurul. Vino că sunt doi domni aici, bombale, care nu puteau centură și s-au izbit frontal cu noi. Și în momentul impactului, forța G a fost mai mare decât forța Y. Și atunci s-a format un ecloson al forțelor ecluzonere internaționale. Da, știu cum e cu astea. Veniți. Sunt pe domn. Hai, veniți să mă beliți. Pe asta nu știați. Hai, domnul doctor, domnul taximetrist, mergem? Merge. Hai, de data asta domnul tu din spate, vrei să ieși tu cea dăpăi dacă tu suntem aici? Nu, hai, eu, domnul, că sunt director la taxi. Dumneata? Îmi fac eu din astea. Plătești director la taxi? Da. Păi și plătești cursa, mă, uite, n-ai vrut tu nimic, s-a oprit aia cu Bugatti și eu tot dăpăi, ești nebun? Dumneata, ești la taxi, domnul, lucrezi la taxi? Eu? Da. Da, sunt director. Păi și îmi plătești cursa? Omul ăsta din față e angajatul tău, dacă îi spui să te ducă păi gratis, să mai te ducă gratis. Bani. Îi mai dai și lui din când în când. Bă, creială totală. Bă, la vamă să ne operească bulangești. Amar pe la mine, sunt îndesată până în gât. Aoleu, atunci rachetă. Băgam ea și piție, băgam un poliție, că nu mai sufăr. Ce urât. Fugi. O, da. Fugi, rachetă! Nitro! Bă, dacă... Aolo! Aolo, nu mai pot! Bă, vine, dai că vine, bă, camera! Rachetă, domnul polițist, luați-o pe asta! Bă, vezi că aici e altă vamă, bă! Fii atent aici, schemă! E în spatele meu? Bă, uita în ăștia! Da, vine, bag-te pe-n dreapta, în stânga, pe-n stânga! Fii atent! Deja l-ai păcălit, că așa, n-are așa, dă-i. Opa! Bă, hai să ne ascundem până oraș, trebuie să faci dreapta pe aici, pe-n peco, treci pe-n peco, de-a dreptul, pe-n parcare direct, du-te tare până ăștia, mă, dă-i încolo, dă-i sparge ca pe popici. Dați-vă, bă! Dă-i, așa. Calcă tare aici, dă-i mama lui de polițist, că nu e mai pâine. Gamea și într-un polițist mort. Gata, l-am pierdut. Dă-i. Dar nu duce mașina asta. Nu, duce că dacă șeful vostru... Fii atent că ne băgăm aici. Și dacă vă cumpăra mașini, aurul ăsta din spate, șeful, nu, domnul, nu, da. Ce-ai, dar ce-i cu mine? Domnul, stați aici cu minți că eu fug pe aici, vă salut. Aolo, mama. Bă, uite polițistul ce fără, mamă, îl bată. Fotos polițistul tău, bă, de ce umbli pe om, bă, că nu-i frumos? Sunt la poliție, tu ca polițist furdă pe el, mă? Tu-i căruța mamei lui, iară trebuie să sun la smurt, bă, gamea și picior, dacă nu... Bă, dacă nu răspundeți la smurt de acum încolo când vă sun, vă iau... Bă, dacă nu răspundeți la smur când vă sun, vă iau bă, și vă iau și fac și vă... Și vă... Domnul, bună ziua, veniți până aici, vă rog frumos din sufletul meu, pentru că un polițist s-a bătut cu un domn și au leșinat amândoi, s-au bătut așa reciproc. Și-au dat reciproc. Ăsta s-au lovit. Veniți repede, da? Hai că sunt pe drum, acum vin. Hai să trăiți sănătate la mulți ani. Bă, nu mai ajungeam la boschetarul ăla, bă, dar îl văd. Uitați acolo, pe dreapta, domnul. Domnul doctor, m-auziți? Prima dată, dați... Domnul doctor, prima dată ajutați-l pe domnul, nu pe domnul polițist, pe domnul ăsta, ca să poată să fugă și el, că nu înțeleg de ce îi umbla domnul polițist în buzunar. Mulțumesc să trăiți. Bă, dacă nu mă ajute... Domnul... Bă, dă-te jos, fut-o scăr... Ala, bine, ala! Nu bine, ha? Bine, mă? Nu vine, s-o dat jos prostul, plus că și așa era de mine. Bă, ce ați făcut, mă? Hai că am scăpat de el. Era un polițist acolo, îi umbla la ăla în buzunare, am bătut un polițist. Mai trecut unul cu bicicleta, am vrut să-l bat și pe ăla. Eu sunt justițier, nu știu dacă știți de mine, eu ajut foarte multă lume din oraș. Deci ăsta e polițist, ha? Dacă vreau să mă sui pe clădire, băiți. Să vedem. Dacă faci mie. Hai, spală mașina ție.
Spală mașina că... ok. Da. Ia uite, a ajuns acolo, zmor, de unde l-am bătut pe ăla? Eu spală mașina frumos. Tu nu faci treaba, da? Bă, lumea? Tu stai în mașină și spune-mi ce experiență. Mi-a zis că ăsta e lupul, bă, frate. Pentru că eu spală ție, fain. Ăsta e lupul, mă? Omule, ce-ai făcut, mă? Nu era indicat. Ia uite, știe lumea, bă, nu era indicat. Șeful meu, șeful a dat afară. Maaa. Șeful a dat afară, bebe Moise, trebuie omorât. Șeful a dat afară, bebe Moise, spart. Știi unde e bebe Moise, vrei să te duc la el? Tu ajută pe mine, dar tu nu trebuie să faci ce zice, da? Ajută-și tu pe mine. Păi nu m-am mai sunat, m-am spus că... Nu tu. Tu ești un client al meu care trebuie escortat. Tu. Ce, mă? Da, șefule, blondusule, spală mașina. Ți cazi rău, bă. Ți cazi, ți cazi, ne bani, nu bine, ne mută. Ce a făcut, bă, nebunii lupul? Spală mașina, colegul. Bre, da... Ia gata, că mi-o zbiri. Care e numele tău, frate? Ia gata. Al tău nume care e? Spune numele tău, blondule. Bă, tu mă înțelegi pe mine să uite la bătine? Bă, m-am zăpăcit ăștia, mă sună de 2-3 zile în continuu. Tu n-auzi sau vrei să te bat? N-aude, bre, n-aude. Tu, bă, tu, mă, tu urechiatule, n-auzi? Tu faci bine? Spune numele tău. Eu fac bine. Pune poliția de l-am bătut. Ce vreau, mă, ce vreau? Că ce vrei, bă? Mamă! Bă, ce face, Dicot? Pus, te scuip! Dicot prost. Mamă, m-au zăpăcit ăștia pe acolo. Băi! A scos bulou, bă. Fugi! Te rușine! Lupule, fugi! Ce vrei, mă? Lupule, i-a zis, bă! E lup, bă, e lupul, bă! Am dus să fac rost de mașină ceva, stați așa o secundă. Era motor aici. No, bun. Asta e faină treaba. Bă, vină în coace, unde e ăla? Bă, m-auzi, da? Da. Tu m-aude pe mine, nu? Da, mă. Eu trebuie să plec, deoarece timpul meu s-a dus, mă duc acasă, tu face bine. A fost o zi frumoasă, ne auzim mâine la ora 5. Unde e mei, bre? No, fain atunci. Eu merg acasă, tu rezi o treabă. Salut. Bă, merge ăsta ca să-l urmărim pe ăsta, dacă vrei să-l urmărim pe lupul, apăsați butonul așa de la ei, băieți. Ce mai vreau să ducem? Stop. Să-l folu pe aici, mă. Cred că pot trece pe acolo, trebuie să mă bag pe aici, pe unde. Că mi-a ieși piciorul, poate-l pierd. Ce are, mă, frate, mașina asta, frate? Mamă, cum merge, frate, mașina asta. Mamă, la fix v-am întâlnit cu el. Bine, care-i geamul de? Unde stă, mă, lupul ăsta, mă? Unde se duce el, băi? Ce împărte el? Ce face el? Asta nu înțeleg. Ce face el? Ce face el, băi? Acolo, a intrat aici, nu? Pe... Să mor tu că stai aici, unde sunt boschetea. Și acum am bat pe aici. Și eu fauge. Trebuie să-mi pun eu masca. B-
bă, ăsta lupul s-a mutat aici, bă, chiar a ajuns boschet. Mamă, ce m-am speriat de tine, fătos, eu nu ți-o vieți. Să crezi că e vreun polițist care aștept. Bă, uitați-l pe lupul, bă, sărac. Deveni boschetar, bă, băieți. Îl vedeți? Tu e pură ăla, bebe. Și nu mi-e interesant acum să mă gândesc. Cred că trebuie să mă culc puțin. Treaba nu stă bine, mi-e frig. Haine, nu prea am. Toată noapte mă gândesc dacă trebuie să stau. Însă, bebe mă, aici n-a fost. Mi-l doar, mă. Mi-l doar, mă. Mă. De fapt, el a făcut tot ce a văzut cu mine. E fraier, tu, el șmecher. Bravo lui. Săracul lupu, bă, băiți. Băi, deștept. Păi cine băut apă acum, el sau eu? Mamă, ce prochej lupule. Băi, sigur să treabă, băiți, cu lupul. Lupul a devenit boschetar în al adevăratul sens al cuvântului, băieți. Nu știu ce să mai zic. Tot timpul ăsta. Fost interesant. Sper că trebuie să mă culc. Păi de capul. Ce facem, băieți, acum? Aș vrea să-l ajut cumva, dar nu știu cum, băieți. Aș vrea să-l ajut cumva, dar nu știu cum, mamă, ce puteți. Cum să-l ajut eu, frate, că nu știu cum. Lupo, au ajuns boschetar. Lupo a devenit boschetar, băiți, i-am distrus cariera. I-am distrus viața. Distrus tot, băiți. Nu mai poți să faci nimic pentru el acum. Nu mai poți să-l ajut cu nimic. Ori chiar merita să fie boschetar? Ori n-am exagerat prea mult? Îmi pare rău pentru el, sincer îmi pare rău. Aș vrea să-l ajut. Cred că e prea târziu. Tot ce a trudit el și tot ce a făcut a pierdut tot din cauza mea. Lupule. Lupule, îmi pare rău, lupule. Viața lui lupul e distrusă. A ajuns boschetar în cauza mea. Pare foarte rău pentru el. Pare foarte rău. Sunt gândași care îl mănâncă. Oamenii l-au trădat. Dar da seama ce-o fi în sufletul lui. Băieți, nu se pot lăsa totul să se întâmple așa. Trebuie să-l ajut cumva, băieți, trebuie să-l ajut. E lupul, dar ne-au rămas atâtea amintiri între noi, trebuie să-l ajut cumva. Și aici, bineînțeles că o să am nevoie de voi. Vreau să-mi spuneți exact cum îl pot ajuta pe lupul. Am nevoie de comentariile voastre și voi încerca... Mamă, mă sună asta, că m-a zăpucit în tot episodul. Bă, nu mă mai suna, frate, că am și eu treabă, umblu până oraș și am din astea. Nu mă mai suna. Ok. Ok, vreau să zic ceva important. Nu e nimic important. Băieți, lăsați în comentarii și o să încerc să fac toate comentariile pe care le lăsați voi acolo. Gen, bă, ajută-l, bă, dă-i o mașină, bă, dă-i niște bani. Găsește un alt job, încearcă să-l angajez acolo, nu știu, lăsați-mi idei cum aș putea să-l ajutăm pe lucru. Până la urmă, așa cum o fie prietenul nostru, nu? Și nu vrem să rămână boschetar aici. Eu sper să nu-i vină vreun gând din ăsta singur, un sinucigat sau ceva, băiți. Nu știu, mă, dar n-am, știu dacă vrea să vină la noi, să-l chem în mafie. Nu știu.
Oricum, rămâne de văzut, băieți. Cam ăsta a fost episodul, băieți. Dacă v-a plăcut ideea nouă și tot ce s-a întâmplat aici, apăsați butonașul de like. Ideea e că pe lângă episodul nostru s-au întâmplat și altele, m-am întâlnit cu taximetriștii ăia nebuni, cu polițiștii, nu mai știu exact ce s-a întâmplat, că nu mai știu exact. Voiam să plec de la casă, să mă duc direct la Peco, dar pe drum ați văzut și voi, m-am bușit, mi s-a stricat mașina, na, din astea de se întâmplă pe 5M, dar important este să ne distrăm, băieți, așa că vă aștept și pe voi pe Server House România, dacă vreți să ne distrăm împreună. Vă pup pe toți și ne auzim mâine la continuarea episodului de astăzi. Și să vedem ce facem cu lupul. Voi trei neapărat să-mi lăsați acolo comentarii cât mai multe, să știm cum putem să-l ajutăm pe lupul. Eu am fost Pericol, acolo îl vedeți pe lupul, iar până data viitoare, like-ul la jumecherul de tot. Da și voi un follow pe Instagram Pericol Gaming, un follow pe TikTok Pericol Gaming. Mă găsiți și pe canalul de vlogs Pericol Vlogs, mă găsiți și pe canalul de YouTube cu mașina mea, cu vloguri cu mașini. Mă găsiți peste tot, numai să mă căutați. Vă doresc vacanță plăcută în continuare. La revedere! Cine? Tu dă like și subscribe! Mă rog, e tata lui!